Salutare tuturor, sunt Sorry Shadow și acesta este noul Asus Zenfone 4, versiunea selfie. Cam așa arată cutia în care vine terminalul. Pe partea din stângă vedem We Love Photo, pentru că acesta este un telefon făcut în special pentru fotografii. Pe partea din față avem silueta telefonului în relief, cu un scris așa multicolor. Partea de jos, logo-ul Asus, la fel și sus. Iar pe spatele cutiei vedem informații despre telefon. Modelul, ce este un ZD553KL, cele două e-mail-uri pentru că avem un dual SIM, o diagonală de 5.5 inch, din păcate un ecran doar HD, 4 GB de RAM, 64 GB memorie internă, 4G, ceva impresionant, 20 de megapixel cu 8 megapixel pe față pentru că avem o cameră duală și 16 megapixel pe spate. Noi mai vedem și că terminalul este făcut în China. Scoatem cutia din cartonul ăsta. În cutie suntem întâmpinați de un plic, la fel ca la Apple, cu We Love Photo. În plic găsim, mai mult ca sigur, niște maculatură. Se deschide la fel ca la Apple. Asus Phone, in search of incredible, manual de utilizare, încă niște sticăre cu e-mail-urile și forum de informații, certificat de garanție și pe plic mai găsim cheița pentru SIM cu logo-ul Asus pe ea, frumos. Ia să o ce scot de aici, am nevoie de ea. După suntem întâmpinați de telefon, care îl tragem de aici, unde o parte. Acum se deschide mai greu partea asta din cutie. Avem aici o mică chestie de care tragem. În cutie mai avem un încărcător de rețea. Din păcate, de doar 1 amper. Și o să încarce destul de greu bateria de 3000 de mAh, în teorie cam într-o oră. Ăsta, 3 ore, pardon. Un cablu USB, micro USB, nu avem Type-C. O pereche de căști cu doape și mufa aurită. Nu cred că sunt strălucite, n-o să le încerc. Și niște dopuri pentru căști de schimb pe mai multe mări. Să înțeleg că cam atât găsim în cutia telefonului. Telefonul vine într-o țiplă asemănătoare cu cele de la Samsung. Pe partea din față vedem că avem cele două camere duale, cea de 20 și cea de 1 megapixel. Și un flash, o adiție interesantă. Partea de jos, senzorul de amprentă, ce nu este și buton, chiar dacă așa pare, și butoanele contextuale de back și multitask. Partea din stângă, sertarul pentru SIM, pe care o să și-l scot. Dacă vrea să-și dea drumul. Un sertar destul de lung, unde încape un card micro SD și două cartele micro SIM. Micro? Nano SIM. Interesant, pentru că putem utiliza și cartelele și două cartele și un card SD în același timp. O adiție frumoasă. În partea de jos, portul micro USB. Două grile, din păcate nu și două difuzoare, doar un difuzor și un microfon. Două șuruburi, ca Apple. Pe partea din spate, două benzi pentru antene. Logo-ul Asus. Să revenim, pentru că m-a sunat cineva, pe spate avem logo-ul Asus. Auzi la mine, Samsung. Camera de 16 megapixeli și un flash. Un singur flash, nu avem dual flash.
În partea dreaptă butoanele de volum, butonul de standby și pornire, iar în partea de sus microfonul de compensare a zgomotelor din fundal și portul jack. Bine că avem încă jack. Meniul este cel clasic de la Asus, meniul pe care l-am văzut și pe telefonul lor mai vechi. Să ne uităm scurt și în AnTuTu ce a făcut. Un scor de 43.000, decent, suntem în zona verde, ranking nave. Și să ne mai uităm la niște informații. De unde vedem că avem Android 7.1.1, procesor octa-core de 1,4 GHz, un Snapdragon 430, camera principală de 16, memoria din 64 de GB, vedem că mai avem doar 52, din care disponibil 48 după ce am instalat câteva aplicații. Procesorul este pe 64 de biți, un accelerator grafic Adreno 505, ecranul, cum ziceam, de 5.55 doar HD cu o densitate de 320 de pixeli și camera pe spate de 20 de megapixeli. În AnTuTu nu vedem și camera secundară de 8 megapixeli. Bateria, cum ziceam, are 3000 de mAh. În rest, mai nimic prin AnTuTu. Să vă zic despre conectivitate. Avem Wi-Fi, nu știu exact dacă are și AC, Bluetooth 4.1, GPS pe toate tipurile, GLONASS, Galileo, NFC, nu avem NFC, din cauza că avem și un spate din aluminiu. Meniu de setări clasic de la Zenfone. În About vedem versiunea de Android. Să trecem rapid prin cameră, că asta e cea mai importantă la acest telefon, că de-aia l-am și cumpărat. S-ar zice, avem aici modurile Pro, de unde putem modifica focusul, balanța de lumină, ISO, tot felul de chestii. Cel mai bine lăsăm în auto. În sus mai vedem setări pentru flash, aspectul. Hai să facem repede o poză cu camera din spate, cea de 16 megapixel, să vedem ce este. Și o poză cu flash. Am că am dat pe flash. Da, nu știu să-l scot din, nu reușesc să-l scot din auto. Să vedem rapid și calitatea imaginii. Se observă toți cei 16 megapixeli, avem o poză foarte clară cu acest superb Motorola D460. Dar să trecem la ce ne interesează cel mai mult, la camera pe față, să facem rapid un selfie. La camera față putem observa că avem mod wide și mod simplu. Din punctul meu de vedere nu văd nicio diferență. Ne uităm rapid și în galerie la două poze. Aceasta este în modul wide. Detalii foarte bune, după cum puteți observa. Și aceasta este în modul normal. Ochii mei se văd foarte bine. Cam asta ar fi de spus despre cameră. Să vă mai spun despre preț. Costă 1400 de lei la momentul review-ului. Un preț corect pentru un telefon bun. Îl recomand cu toată căldura mea.
Să vă mai spun despre faptul că rezoluția camerei este doar Full HD, mi-ar fi plăcut un 4K dacă tot avem 16 megapixel și pe față 20. Măcar pe față să fie avut 4K, care a fost un telefon foarte bun de vlogging. Și totuși, dacă avem memorie de 64 de giga, eu zic că ar fi mers. Cam atâtea despre Asus Zenfone 4 Selfie. Sunt Soriu Shadow și până data viitoare, numai bine! Pa!